Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Misterul peștilor morți de pe Jiul de Vest rămâne încă neelucidat. Continuă investițiile în infrastructură la Lupeni și primele rezultate ale examenului de bacalaureat din toamnă au fost afișate. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. De ce au murit peștii și care este cauza producerii dezastrului ecologic de pe Jiul de Vest rămâne încă o enigmă. Nici măcar analizele toxicologice făcute nu au putut da un verdict clar. Apa Jiului a fost analizată mai multe zile la rând, iar rezultatele au arătat că aceasta era în parametrii normali. Ultimele probe prelevate au fost trimise la București, la un laborator specializat, însă nici de aici rezultatele nu au condus la ceva concret. Așa cum este cunoscut, s-au prelevat probe de apă în vederea efectuării analizelor la alte laboratoare, efectuându-se analize la fața locului cu laboratorul mobil din cadrul sistemului de gospodărire a apelor Doș al Administrației Balneare de Apă Jiul. Nu a fost identificat poluatorul și nici substanța poluatoare. Probele de apă au fost analizate de către Laboratorul Regional de Calitate a Apei din Râmnicu-Vâlcea pentru indicatorii micropoluanți organici, iar pentru indicatorii metale grele de către Laboratorul Național de Calitate a Apei din București. În urma interpretării rezultatelor din rapoartele de încercări, s-a stabilit că nu au fost înregistrate depășiri ale standardelor de calitate conform legislației în vigoare. Peștii morți au fost colectați în saci de polietilenă de către personalul din sistemul de hidrotehnic Petroșani și sistemul de gospodărire a apelor Dor și au fost incinerați. Pentru stabilirea cauzei mortalității piscicole pe râul Jiu de Vest, între localitățile Arinoasa Vulcan, Administrația Bazinală de Apă Jiu, așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, a solicitat analiza toxicologică de către Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București pentru probele de faună piscicolă. În urma analizelor efectuate de către Institutul mai sus amintit, din data de 25 august, pentru probele de faună piscicolă, nu a putut fi detectată substanța poluatoare. Dezastrul ecologic de pe Jiul de Vest s-a produs la începutul acestei luni, atunci când localnicii din zona Aninoasa au alertat autoritățile despre faptul că albia Jiului de Vest este plină de pești morți, iar de atunci reprezentanții apelor române încearcă să găsească sursa poluării, însă fără niciun rezultat. În municipiul Lupeni se lucrează intens la infrastructura rutieră. Sunt mai multe șantiere deschise în localitate, care prevăd atât asfaltarea străzilor, cât și amenajarea unor noi locuri de parcare. Lucrăm foarte mult, vom începe două străzi deasupra magazinului Lidl să le asfaltăm, vom începe să lucrăm pe strada Tineretului, unde avem blocurile de 1, de 2, de 3, de 4 și avem o zonă destul de extinsă acolo, vor fi și parcări efectuate în zona respectivă. Vom lucra în spate la BCR și în tot cartierul Narciselor, acolo vom începe, după ce se termină această etapă pe care v-am spus-o anterior, vom începe lucrările și acolo și din punct de vedere al asfaltului se mai lucrează în spate la piață, unde vom efectua, acum lucrăm la parcări și acolo vom lucra foarte mult la alei, la ceea ce înseamnă infrastructura în zona respectivă. Vom lua în seamă și vom analiza și vom găsi soluții pentru fiecare zonă care încă nu este asfaltată și unde avem aceste probleme de parcări, vor fi cu timpul rezolvate. Conform edilului lupenean, amplele lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere din localitate vor contribui la creșterea confortului și gradului de siguranță a cetățenilor. Primele rezultate ale sesiunii de toamnă a bacalaureatului au fost afișate atât pe site, cât și la vizierele centrelor de examen. În județul Hunedoara, rata de promovabilitate înainte de soluționarea contestațiilor este de sub 30%. Rezultatele inițiale înregistrate în a doua sesiune a examenului de bacalaureat au fost afișate astăzi atât pe site-ul dedicat, cât și în centrele de examen prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților. Din centralizarea datelor înregistrate de candidații din județul Hunedoara, am stabilit o rată de promovare inițială de 28,18%, pentru promoția curentă, rata de promovare este de 34,14%, iar pentru promoțiile anterioare, 16,35%.
au promovat un număr de 175 de candidați, dintr-un total de 621 de candidați prezenți. Dintre aceștia, 141 de candidați provin din promoția curentă, iar 34 de candidați din promoțiile anterioare. Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative. Trebuie să aibă recunoscute sau echivalate toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Trebuie să susțină toate probele scrise, să obțină minim nota 5 la fiecare dintre acestea și să obțină media 6 la toate probele scrise. Candidații pot depune contestațiile astăzi până la ora 18. Acestea pot fi transmise și prin mijloace electronice. Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor vor fi comunicate vineri 3 septembrie. Polisportivul Avram Iancu nu renunță la dobândirea recordului mondial la not continuu pe lacul Balaton din Ungaria. Acesta se pregătește intens pentru o nouă încercare și așteaptă dintr-un moment într-altul răspunsul vecinilor maghiari. De când m-am întors, am fost într-o continuă pregătire, am înotat mereu, iar acum aștept dintr-un moment într-altul telefonul vecinilor noștri maghiari de la departamentul de salvamari din Balaton. Ei urmăresc foarte atent vremea și așteaptă o fereastră de not favorabilă să nu mai pățim ceea ce am pățit luna trecută. Nu știu exact momentul, dar în momentul în care voi fi sunat, cu siguranță voi anunța în mod public că voi pleca pentru o nouă încercare. Bineînțeles că nu renunț, îmi doresc foarte mult să duc la bun sfârșit ceea ce am anunțat, ceea ce mi-am propus și eu sunt foarte încrezător că de data aceasta voi fi lăsat în not până când n-o să mai pot eu. Bibliotecarul Avram Iancu a plecat la mijlocul lunii iulie să cucerească lacul Balaton, înotând 3 zile și 3 nopți pentru a dobori un nou record mondial. Însă după doar câteva ore a fost nevoit să abandoneze cursa din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Zilele orașului Petrila se vor organiza în acest sfârșit de săptămână. Dacă inițial autoritățile locale au decis să nu organizeze anul acesta sărbătoarea orașului, în urma numărului mare de cereri s-a revenit asupra deciziei. De această dată, locația va fi la intrarea în orașul Petrila, pe strada Minei. Până la urmă am revenit asupra deciziei de a nu organiza zilele orașului, pentru că mai mulți cetățeni m-au abordat și mi-au spus, domnule, de ce în alte localități se poate, la noi nu? Și atunci am încercat să găsim o altă locație, pentru că, așa cum v-am spus și înainte, vechea locație nu puteam să o folosim pentru că era o problemă vis-a-vis de traficul rutier. Și atunci am găsit o altă soluție, vom organiza zilele în zona cuprinsă între strada Minei, intrarea înspre Mina Petrila și până la strada Grădiștei sau la Peco, cum știu oameni din Petrila. O să fie 3 zile de spectacol și, bineînțeles, vor fi comercianți și jocuri pentru copii în această zonă. Tot la acest sfârșit de săptămână va fi organizată și o expoziție de ovine la Jieț. Tot în acest weekend vom organiza la Jieț expoziția de ovine, care este o, la noi e o tradiție. Anul trecut n-am putut-o organiza din cauza pandemiei, exact ca și zilele orașului, dar anul ăsta așteptăm oameni, fermieri din toată țara la această expoziție, pentru că oile din rasa turcană care se cresc în orașul Petrila și și în toată Valea Jiului sunt niște oi mai speciale, niște oi care sunt cu o valoare genetică foarte mare și sunt căutate de crescătorii de oi din toată țara. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!